Astăzi, a ne lua țara înapoi, înseamnă să-i oprim din schimbarea sistemului electoral, să-i trecem prin testul alegerilor parlamentare, libere și corecte în baza sistemului proporțional și să-i trimitem acolo unde le este locul, în trecut, în istorie. Pentru a fi eficienți și a ne structura gândurile, organizatorii acestui protest, societatea civilă a pregătit un proiect de demers către președintele Comisiei de la Veneția, vicepreședinții Comisiei de la Veneția și bordul Comisiei de la Veneția, la fel către președintele Parlamentului European, domnul Tajani, către președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, către secretarul general al Consiliului Europei, domnul Iaglă, către șeful oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, domnul Herrero, către domnul Pirca Tapiolaș, ambasador, șeful delegației europene în Republica Moldova și către domnul Petit, excelența sa, ambasador a Statelor Unite. Acest demers explică care sunt argumentele noastre împotriva modificării sistemului electoral și eu vă propun să dăm citire, să votăm, să supunem votării și după asta să împuterniciți organizatorii protestului.